ce să mai spui după, după un astfel de cuvânt. Nu ai ce să spui. Norocul meu m-a salvat domnul Joza, care m-a rugat să-i mai dau puțin cuvântul, prin care de făcut o completare. Foarte bine. Da. Și... Ne-ați vorbit atât de frumos de credință, de demnitate, de moralitate și mi-a venit în minte un caz care s-a petrecut în două locuri diferite, la timpi diferiți, persoane diferite și, culmea, parcă au fost la Indigo. Era un lagăr undeva în delta Dunării și erau țăranii din Triunghiul Morții, de la Suraia, Vadul Roșca și Răstoaca. Se spunea printre noi că primul țăran împușcat în Suraia a fost împușcat de către Nicolae Ceaușescu, tânărul absolvent al Academiei Militare Frunze din Moscova. Nu știu dacă este un adevăr sau nu, dar așa a circulat printre noi. Un comandant de lagăr administrativ, pe nume Răduna, era mai bun la suflet, spre deosebire de ofițerul politic Ciobanenko, care era o bestie. Și acest Răduna intră la un moment dat într-o baracă și se duce direct de ochii de țăranul Ilie Chițu din Suraia. Ia ascultă, băi, Chițule, ți-am mai spus. Tu ești condamnat 20 de ani muncă silnică. Îți dau o carte poștală, scrie acasă și lămurește-i pe toți ai tăi că intră de bună voie în gospodăria agricolă colectivă. Și eu îți fac un referat și în 6 luni ești liber. La care țăranul Ilie Chițu s-a uitat așa de la nivelul 2 de 4, stătea turcește, parcă-l văd, și se uită așa, parcă sfidător la comandant. Ia ascultă, bre, domnule comandant, nu ți-a mai zis, bre, să nu-ți mai pierzi vremea cu mine, bre? Eu sunt răzeș, bre, de pe vremea lui Ștefan cel Mare. De atunci am eu și ai mei pământul ăsta. Ce-i fi vrând dumneata să-l dau de bună voie și toți să mă blesteme neam de neamul meu că am fost un laș și un ticălos? Nu! Niciodată! Mai bine să-mi putrezească oasele aici și toți îmi vor păstra veșnic o frumoasă amintire. Iată un țăran din Suraia. Am ținut o conferință undeva la Panciu sau la Odobești și o doamnă plângea în cocote. Și când am terminat, a venit la mine și mi-a spus: știți, eu sunt fetița lui Ilie Chițu. Da. O treabă care nu pot să o înțeleg. Sunt foarte credincios, să nu mă întrebați când și cum, pentru că unul dintre preoții de acolo mi-a spus, zice, știi, asta e biserica noastră, noi lucrăm cu, totdeauna cu noi. Asta, celula, e biserica noastră. Balaca asta din lagăr, e biserica noastră. Simte-te ca și cum ai fi într-o biserică adevărată. Când ești pe câmp, la muncă, bolta cerească ți este biserica ta. De ce nu avem niciunul canonizat din zecile de mii de martirioare? De ce greco-catolici au beatificat vreo 4-5 și acum încă vreo 6-7? Au făcut foarte bine că au făcut treaba asta, dar noi ce așteptăm oare? Și mă tem că
gândurile mele mă duc într-o anume direcție, pentru că toți, culmea, toți cei pe care noi acolo i-am considerat niște sfinți, făceau parte dintr-o anume categorie politică. Dar istoria religiilor să nu fie cu iertare, cunoaște cazuri de tâlhari care s-au întors la Dumnezeu și au devenit sfinți. Femei de moravuri ușoare s-au întors la Dumnezeu și au devenit sfinte. Iacă unuia care a făcut și o anume politică cândva în viață, nu este permis să se fi întors la Dumnezeu pe care nu l-a părăsit de fapt niciodată. Este o rușine pentru mine treaba asta. Chiar nimeni, domnule, chiar niciunul. Păi nu că la noi metodologia este laborioasă, mai așteptăm să facă niște minuni de dincolo, niște treburi. Minunile se fac. Iată, iarăși un caz concret. Cine a fost la mormântul lui Arsenie Boca știe acea alee petruită, largă, care curcă. Nu era lume multă, asta însemnând vreo 200-300. Asta nu însemna că sunt mulți. Am trecut și eu pe la mormânt și m-am așezat pe o bancă la 50 de metri mai jos și priveam pe cei care urcă către mormânt. Figuri crispate, priviri pierdute, fețe triste. Și am privit pe aceiași când coborau de la mormânt. Incredibil! Radiau ochii, parcă lumină, fața era destinsă. Alți oameni. Este o treabă. Dacă nu crezi, te duci doar ca turist, așa, știi, să fii dat pe acolo. Dacă crezi puternic, pentru că sugestia și autosugestia acolo a învățat în temniță, au un rol determinant în legătura pământean și dumnezeire. Fără aceste lucruri, e greu. Este o rușine pentru mine, ca ortodox, să constat că nici după 30 de ani, bă, dar chiar nici unul, nu știu. I-am scris prefericitului ultima scrisoare acum 3 ani, 4 în urmă, mai mult. Am scris 3 și am zis că nu-i mai scriu, dar ai mei colegi au spus, hai mă, dar mai scrie-le, mă. Am mai scris încă 3 și mi-au răspuns. Mi-au răspuns că acum prefericitul este ocupat cu anul Justinian, așa, dar peste 2 ani să-i contactăm și să încercăm să stăm de vorbă, că nu putea fi contactat atunci. Am înțeles treaba, dar după un timp, prin cineva am ajuns la episcopul vicar patriarhal, Varlaam Ploieșteanu, și am stat de vorbă, eram cu încă 2 colegi. Zice, domnule președinte, cu riscul că vă supărați pe mine, niciuna din adresele dumneavoastră n-a ajuns la prefericitul, că dacă le citeam, murea pe loc, zice, cădea și murea. Eu v-am răspuns, eu le-am oprit. Dacă vă supărați, pe mine să vă supărați. Dar țin minte că a 6-a scrisoare i-am scris, nu mai avem nevoie să canonizați pe nimeni. Faptul că noi îi considerăm niște sfinți este prea suficient. Faptul că noi suntem cei care avem dreptate, sunt zecile de mii de pelerini care le vizitează mormintele în fiecare an.